pentru situații de urgență și la ședinței care au avut data de 5, în urma acelei privatizări apărute de pod roșu, transformat din pod portocaliu, intervențiile care au avut nevoie loc la nivelul comunii, situația care nu a mai fost întâlnită de foarte mulți ani, avem pe ordinea de zi ca și propunere, situația din Comuna de Leni în urma codului roșu de vânt și din sori. Situația întâmpinată în mod cere la îndeplinirea a problemelor întâmpinate, cheltuielile care au fost realizate cu combustibil cu mâna de lucru și diverse. Dacă dumneavoastră aveți alte propuneri. Da. Bună ziua, stimați colegi, dați-mi voie să vă mulțumesc faptul că ați dat curs invitației noastre. Adresez în primul și în primul rând un mesaj și către cetățenii din comuna noastră, pentru că îmi doresc foarte mult ca în primul rând să se cunoască la nivelul localității Comunei de Leni ce înseamnă un cod roșu, ce înseamnă intervenția în situații de genul ăsta, care sunt atribuțiile și rolul primarului și a Comitetului Situațiilor de Urgență la nivelul unui localități, modul cum s-a desfășurat această acțiune, cheltuielile care au fost făcute, pentru că transparența este un lucru care ne caracterizează și îmi doresc foarte, foarte mult ca în cazul în care vor mai apărea fenomene de acest gen și cu siguranță probabil vor mai apărea, și opinia publică și cetățenii din comuna noastră să știe clar care sunt pașii pe care noi avem obligația legală să-i facem. Am să încep prin a spune care sunt obligațiile succint pe care le are într-o situație de genul acesta la nivelul localității, după ce se dă alerta că este un cod roșu. Codurile sunt de trei feluri. Este codul galben, codul portocaliu și cod roșu. În localitatea noastră, pe data de 04.04.2023, ora 10.30, am primit avertizare de cod portocaliu. Deja începuse să ningă amponet, începuse să bată vântul. Pe data de 5.04.2023, la ora 18.40, foarte mulți dintre dumneavoastră ați primit semnalul și pe ro alert, pentru că la nivel național există acest mod de informare a populației, ați primit acel semnal de ro alert în care a fost stabilit că zona noastră este și va fi afectată în următoarele ore de codul roșu. Codul roșu este cea mai severă formă care există în ierarhia datelor pe care le stabilesc a situațiilor de risc, adică este codul de nivel maxim în care noi avem obligația să luăm toate măsurile ca în primul și în primul rând să efectul produs de aceste fenomene să fie unul cât mai mic și întotdeauna cel mai important lucru este ca oamenii sau viața omului să nu fie pusă în pericol sub nicio formă. Codul roșu a ținut de pe data de 5 la ora 18 până pe data de 6.04 la ora 10.30. După data de după ora 10.30 am fost sub cod portocaliu, care a durat undeva până la ora 22, în care au fost într-adevăr și ninsori și vânt, lucruri care au îngreunat foarte mult operațiunile la nivelul comunei de Leni. Vă spun în felul următor că atribuțiile pe care starea de urgență este decretată de către prefectul județului Iași în baza informațiilor meteorologice care apar. La nivelul comunelor se constituie sub conducerea primarului Comitetul Local pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Comitet Local. Din Comitetul Local fac parte viceprimarul, secretarul comunei, reprezentanța ai serviciilor publice create la nivelul comunei, agenții economici din unitatea administrativ-teritorială, dumneavoastră, toți cei care astăzi sunteți prezenți aici. Comitetele locale au următoarele atribuții și o să citesc doar două din ele sau trei care sunt foarte importante. Evaluează situațiile de urgență produsă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri și sancțiuni specifice și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc ducerea la îndeplinirea acestora. Pentru că noi aceste măsuri le luăm funcție de cum evoluează lucrurile, pentru că ele se schimbă de cele mai multe ori, din jumătate în jumătate de oră. Avem un plan avizat
la nivelul localității pentru a asigura resursele umane. Asigurăm permanența la primărie. În noaptea de 5 spre 6 a fost asigurată permanența la primărie, adică un om a fost tot timpul la sediul primăriei pentru a putea, dacă apăreau apeluri telefonice pe acea linie, să poată să ia contact cu persoanele respective. Vă anunț că după activarea codului roșu, pe data de 6, a 4-a, la ora 6.30, când am văzut amploarea care există la nivelul comunei Deleni, am postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care am recomandat tuturor cetățenilor din comuna Deleni să folosească numărul meu de telefon 0745494911 în cazul în care apar situații urgente care trebuie rezolvate. Țin să vă anunț că a fost un lucru de bun augur, pentru că în această perioadă am primit sute de telefoane de la oamenii din comuna Deleni care aveau diverse probleme, oameni în vârstă, oameni cu probleme de sănătate, oameni care au rămas fără curent electric mai multe zile la rând, care erau în vârstă, nu se puteau încălzi și așa mai departe. Și vă dați seama că în momentul în care te uitai afară și vedeai că stratul de zăpadă care se forma în jurul localității sau în jurul locuinței tale depășește 1,5 m, 2 m și așa mai mult, s-a creat și un fel de stare de panică la nivelul opiniei publice și cu toți oamenii cu care am intrat în contact și, repet, am intrat în contact cu sute de oameni. Le-am spus că noi o să fim în teren și acolo unde apare urgență vom interveni în cel mai scurt timp posibil. Totodată vă informez că la nivelul comunei sunt 8 persoane care fac dializă. Noi avem numele, prenumele acestei persoane, strada pe care locuiește, ora și ziua în care cei care vin și iau persoanele pentru dializă trebuie să aibă drumul pregătit. De cei sunt, cum ar veni așa, o prioritate zero pentru noi. Dializa se face miercuri și vineri. Deci a fost miercuri când deja eram sub cod portocaliu, după care vineri seara, miercuri seara am intrat în cod roșu, iar vineri când iarăși trebuia strada să fie funcțională, eram din nou sub cod portocaliu. După această chestiune, văzând amploarea care este, am avut o întâlnire de urgență cu comitetul restrâns la nivelul primăriei, în care, în baza procesului verbal pe care l-am stabilit cu colegii mei, am stabilit un plan de acțiune. Planul acesta de acțiune, să știți că are un scop foarte clar și precis. În primul rând, pe noi ne interesează că oamenii afectați de discol, de troiene, să nu li se pună niciodată în pericol viața. Să facem tot posibilul ca în cazul în care intervine o problemă de sănătate, intervine, ferească Dumnezeu, nu știu, unul rămâne fără medicamente sau fără apă. Am avut cazuri persoane care au rămas fără apă și ne-au cerut să le ducem apă la locul ăla. Ei sunt pe primul loc. În baza procesului verbal făcut la nivelul Comitetului Situațiilor de Urgență, am stabilit cu colegii mei că să apelăm, în afară de utilajele pe care Primăria Comunei Deleni are în dotare, pentru că Primăria Comunei Deleni are în dotare autogreder, buldoescavator, încărcător frontal, lamă la mașină, la mașina pe care o avem noi în dotare. Din păcate nu am putut folosi lama la mașină pentru că stratul de zăpadă și troienele erau foarte mari și lama nu făcea față. Am apelat la toți cetățenii din comună care dețin un mijloc de dezăpezire și aici mă refer la cei care au buldoescavator sau manitou de a desfășura în condiții mai rapide această operațiune. Am găsit înțelegere la 5 persoane care dețin, persoane fizice și persoane juridice care dețin astfel de utilaje. Au achesat la ideea noastră și chiar țin să le mulțumesc pe această cale pentru că ne-au fost de un real ajutor. Acești oameni au muncit alături de salariații primăriei Deleni 12, 13, 14 ore pe zi pentru a putea dezăpezi într-un timp, zic eu, rezonabil, ținând cont de contextul actual, comuna Deleni, pentru că noi în 72 de ore am reușit să descongestionăm toată comuna.
Deci toată comuna a reușit să fie descongestionată 72 de ore. Lucrul ăsta s-a putut face și datorită faptului că noi suntem foarte bine organizați, îmi permit să spun lucrul ăsta, la nivelul primăriei de Lens și fără lipsă de modestie, deținem tot timpul o rezervă de combustibil, pentru că a fost nevoie să asigurăm pentru toate utilajele care au participat la dezăpezire, combustibil. Vă dați seama că dacă nu am fi avut pe stoc combustibil, ar fi trebuit să mergi cu utilajele să alimentezi la prima stație PECO. Prima stație PECO era impracticabilă, pentru că nu se putea ajunge acolo. La ora 6:45 l-am sunat pe domnul Ciucan, directorul de la drumurile județene, în data de 6:04, și l-am întrebat dacă dumnealui va putea trimite pe drumul județean care traversează comuna să dezăpezească drumul județean. Domnul director mi-a spus foarte clar, domnule primar, toate utilajele noastre ale drumurilor județene sunt blocate, nu avem nicio șansă să ajungem astăzi la dumneavoastră. S-a luat decizia următoare. Autogrederul primăria a descongestionat prima dată drumul județean, pentru că dacă nu ai drumul principal descongestionat, degeaba descongestionezi străduța X, străduța Y, pentru că prima dată trebuie să ai cale de acces principală spre comună, a fost dezăpezit drumul județean. Toate celelalte utilaje, sub coordonarea directă a mea ca și primar și a doamnei viceprimar, au intrat în acțiune. Niciun utilaj nu a plecat pe teren al andala. Pentru că, vă dați seama, în momentul în care primești sute de telefoane și tot omul spune, vă rog, am o urgență, veniți la mine. Tu nu poți să iei utilajul dintr-un loc, să-l muți în alt loc, de acolo să-l muți în altă parte și tot așa, că toate lucrurile s-ar bloca. Și de-aia am zis că toate apelurile telefonice trebuie să treacă direct pe la mine, ca funcție de urgența care este, să stabilim prioritatea. Au fost foarte bine coordonate aceste lucruri și vă spun că n-am crezut la un moment dat, la început, când am văzut cum stau lucrurile, că o să reușim să dezăpezim comuna atât de repede. Dar faptul că oamenii au stat nu 8 ore, nu 10 ore, au stat 13, 14, 15 ore, au lucrat, am avut utilaje care au lucrat până la 1-2 noaptea. Adică au lucrat foarte mult, pentru că în prima parte a zilei de 6, ne-a îngreunat acțiunea și viscolul. Adică era viscol și din urmă acoperea înapoi. Iar oamenii continuau să ne sune mereu, că rămân fără curent, fără aia. A fost o operațiune dificilă, dar datorită unei coordonări foarte bune, am reușit să ne mobilizăm și am reușit, zic eu, ca să ajungem pe toate străzile comunei de Lens. Nu am avut evenimente în ceea ce privește persoane care să aibă nevoie de ceva și noi să nu ajungem în timp real la ele. Și ăsta este un lucru extraordinar, pentru că imaginați-vă într-un caz de genul ăsta să se întâmple ca o persoană care are o anumită problemă de sănătate, nu știu, femeie însărcinată sau ceva, să nu poată să iasă din zona în care locuiește. Primul care răspunde în cazuri și în situații de genul ăsta este președintele Comitetului Situațiilor de Urgență, în cazul de față primarul comunei de Lens, el răspunde 100% de tot ce se întâmplă într-o localitate și mai ales atunci când este vorba de viața unui om. Dacă ferească Dumnezeu, ai o speță și se întâmplă ca o persoană, într-un caz extrem, să aibă o problemă și ferească Dumnezeu să fie acolo, să fie o cauza decesului, se poate asocia foarte repede faptul că noi nu ne-am organizat și te poți trezi cu un dosar în care se spune că datorită faptului că nu ai intervenit la timpul respectiv sau în momentul optim s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu am avut chestiuni de genul ăsta și mă bucur că lucrul ăsta s-a întâmplat așa. Pe timpul desfășurării acțiunilor de dezăpezire, din păcate am avut și cazuri care nu au fost așa cum ar fi trebuit să fie. Să știți că din discuțiile telefonice pe care le-am avut cu foarte mulți oameni, au fost și unii care au făcut, le-aș numi eu cu ghilimele de rigoare, glumiță. Mă sunau de prin țările europene să-mi spună că nu poate să intre acasă, că la el e dezăpezit, că trebuie să-și aducă mobila. Adică recomandarea mea este următoarea. Să nu ne jucăm cu astfel de mesaje în situații de genul ăsta, pentru că dacă informația nu este foarte bine triată, te trezești că ești duș pe o pistă falsă și în loc să folosești utilajul, energia, resursa pe care o ai acolo unde chiar este nevoie,
te apuci să umbli așa pe aici, pe acolo, înțelegeți, vă dați seama când spune, domnule, dar vedeți că eu vin acasă la Paști sau nu știu când și la mine e zăpadă, dar de fapt pe strada aia sau unde e acasă nu mai era, nu locuia nimeni, că el nu e și așa mai departe. Astea au fost niște cazuri care s-au întâmplat, dar nu ne-au creat, să spunem, cele mai mari probleme. În schimb, avem o problemă care a creat un fel de dezechilibru la nivelul organizării noastre și spun lucrul ăsta pentru că vreau ca să fie foarte bine înțeles de toți oamenii. Prima și prima dată în operațiuni de genul ăsta și cel mai important lucru este omul. În toate acțiunile pe care noi le desfășurăm când vorbim de inundații, de incendii, de dezăpezire sau alte, cu tremur sau altceva, pe primul loc întotdeauna se află omul. Am fost sunat în data de 7-a, 4-a, adică a treia zi, cum ar veni, a doua zi de cod portocaliu, cu, încă cu foarte multe străzi, încă cu foarte mulți oameni, care mă sunau din 5 în 5 minute, am fost sunat de unul din conducătorii de pe utilajele care au participat la dezăpezire, că în urma faptului, el a dezăpezit strada Speranței de la Poiana, domnul Rașcu Benone, care este și consilier local, a blocat drumul și a spus celui care lucra pe utilaj că dacă nu-i dezăpezește accesul la ferma unde își ține dumnealui capra, caprele nu deblochează drumul și nu-i dă voie să plece de acolo. Eu am avut o discuție telefonică cu domnul Rașcu și am spus că în cazul de genul ăsta, prima dată noi o să descongestionăm acolo unde sunt zonele locuite. Am avut și o discuție pe mesaj pe WhatsApp. Dumnealui, după discuția telefonică, mi-a trimis câteva mesaje. Eu le-am printat de pe WhatsApp și le-am și păstrat. Îmi spune în felul următor că fac un abuz și exces de zel că nu dezăpezesc unde are el caprile. Acolo este un drum sătesc, îmi trimite o hartă și îmi spune că este un drum sătesc și îmi spune cam așa, spuneți-i lui Alin să continue până jos, nu este drum particular, este drum sătesc. Eu i-am trimis un mesaj și i-am spus așa, bună ziua, ținând cont de contextul codului roșu de zăpadă și viscol în comuna noastră, vă rog să ne trimiți o solicitare privind urgența intervenției în acea zonă. Noi am desfundat toată strada până la ultima casă locuită, până la ultimul cetățean. Și am trecut în paranteză. Prioritatea au zonele în care locuiesc oameni. Celelalte solicitări vor fi rezolvate după finalizarea dezăpezirii zonelor locuite. Mulțumesc de înțelegere. Dumnealui revine cu mesaje. Spun lucrul ăsta pentru că vreau ca toți oamenii să înțeleagă foarte clar despre ce vorbim. Foarte clar despre ce vorbim. Îmi spune că acolo sunt 190 de crape și trebuie să aibă acces la ele pentru întreținerii. Și mai spune el așa că politică facem, dar nu și când este vorba de animale. Nu știu, ne-am văzut el că fac politică aici. Aici este un drum sătesc care deservește mai mulți proprietari de terenuri. Nu știu dacă la momentul ăla, în zona respectivă, proprietarii de terenuri aveau o urgență în ceea ce înseamnă culturi agricole și așa mai departe. Da? Și îmi spune din nou, să-i spun lui Alin să facă drumul, că altfel pierde vreme. Eu i-am explicat din nou, orice intervenție în astfel de caz o pune pe primul loc omul și apoi ea. Totuși, văzând că insistă, m-am deplasat cu mașina acolo, eram acasă, dezăpezeam la mama mea, că și ea este singură și n-am avut timp până atunci, am dezăpezit-o și pe ea, că avea și aceleași probleme, așa cum le-au și ceilalți oameni din comună. M-am urcat în mașină să mă duc acolo, să văd exact despre ce e vorba. Am zis, bă, poate, eu știu, ferească Dumnezeu, este ceva, un lucru. Când am ajuns cu mașina acolo, într-adevăr, mașina dumnealui bloca ieșirea din zona respectivă a utilajului primăriei care trebuia să ajungă pe strada Nucilor la Poiană, unde drumul era înzăpezit. Uitați-vă pe rețelele de socializare să vedeți câte mesaje a pus domnul din zona respectivă, că nu poate să meargă la servici, nu poate să-și ia pastile, nu poate aia. Când am ajuns acolo și am vrut să cobor din mașină, domnul a scos telefonul și a început să țipe, să urle, oameni buni, uitați, primarul nu vrea să... Am văzut așa, m-am urcat înapoi în mașină, am sunat la poliție, am cerut celor de la poliție să vină în zonă, să deblocheze utilajul de acolo. M-am întâlnit sus la strada principală cu echipajul de la poliție, format din domnul Matei și încă un coleg de-a dumnealui. Au mers în zonă, eu n-am mai coborât jos că nu pot să-mi permit în situații de genul ăsta să fac scandal public. Rolul meu nu este să fac scandal public, rolul meu este să gestionez o situație în mod corect, transparent și în primul rând
să salvez oamenii care sunt în situații de genul ăsta. După multe, multe rugăminți, că am înțeles că a fost și acolo o dispută între domnul Rașcu și cei de la poliție, deblochează drumul, băiatul de pe Buldo merge pe strada Nucilor, continuă dezăpezirea acolo, terminăm probabil undeva pe la 10 și ceva, că am fost cu domnul Simionescu, care este cel șeful de la operațiunile de urgență de la noi. Dumnealui mai trimite o groază de mesaj, nu are rost. În momentul ăla, când am văzut că dumnealui continuă pe rețelele de socializare să pună tot felul și dorește să târnească un scandal la nivelul Comunei de Leni, distorționând informațiile, am vorbit cu domnul Matei și am spus că din momentul ăla doresc să fac o plângere împotriva lui pentru faptul că a blocat drumul public. Lucru care s-a și întâmplat, s-a întocmit o plângere împotriva dumnealui, urmând ca, din punct de vedere al blocării unui drum public, cei de la poliție să-și facă treaba. A existat o declarație dată de cel de pe utilaj care a fost blocat de către drumul public. Când a văzut domnul Rașcu că lucrul și gluma se îngroașă, ce a făcut? M-a sunat și mi-a spus că să mă duc să vorbesc cu cel de acolo să-și schimbi declarația. L-a sunat pe băiatul de pe Buldo, l-a amenințat că dacă nu-și schimbă declarația, îl reclamă că are Buldo fără actic, că nu știu ce, că lucruri de genul ăsta. Eu vă întreb așa, asta a fost culmea tupeului pe care am întâlnit-o eu din anul 2008, de când sunt primarul acestei comune, ca un cetățean al comunei care, paradoxul știți care este? Este consilier local la Comuna de Leni. Să facă un abuz de genul ăsta, încât să nu înțeleagă situația și gravitatea acestui fenomen și dumnealui să blocheze un utilaj care făcea dezăpezirea în zonele locuite, pentru că are dumnealui o problemă și trebuie să se facă dezăpezirea preferențială în zona unde își ține dumnealui capele. Cu toate că acel lucru la momentul respectiv nu prezenta o prioritate și un risc pentru nimeni. Am închis subiectul ăsta. Vă spun că voi analiza situația ca datorită faptului că prin acțiunea pe care dumnealui a făcut-o a pus în pericol viața cetățenilor din Comuna de Leni, care la data respectivă se aflau încă în nămeț, cu acces nepracticabil la ei acasă, fără pâine, fără apă, fără medicamente, pentru că lucrul ăsta nu poate să rămână doar la a fi sancționat pe faptul că a blocat un drum public. El a blocat un drum, un utilaj care executa lucrări de dezăpezire, când noi ne aflam sub codul roșu și sub cod portocaliu. Așa ceva este inadmisibil. Asta a fost, să spunem așa, partea neagră a acestor lucruri. Eu am spus că nu sunt aici ca să intru în polemici cu oamenii pe Facebook, nu sunt aici să irit și să bag, să amplific într-un fel sau altul, atunci când oamenii au nevoie de calm, au nevoie să fie încurajați, să amplificăm pe rețele de socializare aceste lucruri care nu ne fac cinste. O să vedem ce se întâmplă de aici încolo cu această chestiune, pentru că ea cu siguranță nu va rămâne așa, că nu are cum să rămână așa. De aici încolo vă spun că noi ne-am întâlnit astăzi ca să vă prezentăm și cheltuielile care au fost făcute de Primăria Comunei de Leni pentru a descongestiona toată această poveste, urmând ca în baza acestui proces verbal să prezint Consiliului Local în ședința din luna aprilie care avea loc, pentru că ele trebuie bugetate și acoperite din resursele financiare ale Comunei de Leni. Noi avem o hotărâre a Consiliului Local, emisă în 25 februarie anul 2021, prin care se spune foarte clar cum se fac cheltuielile în situații de genul ăsta. Adică, noi primăria am asigurat combustibil pentru utilajele noastre din dotare, am asigurat combustibil pentru utilajele din zona privată ale cetățenilor care au participat la dezăpezire, iar plata celor care au lucrat efectiv pe aceste utilaje este făcută în baza unor contracte, unor convenții și nu li se plătește decât o sumă brută de 30 de lei pe oră, fără alte costuri. Nu vă mai spun faptul că o parte, un utilaj a avut o defecțiune, s-a stricat, altul la fel. Adică sunt oameni care au venit și s-au alăturat acestei acțiuni din dorința de a dezăpezi pe timpul lor, pe utilajul lor, pe cheltuiala lor. Noi n-am făcut decât să le dăm lucrul ăsta și ce m-a surprins foarte, foarte mult la ei a fost faptul că au stat
12, 13, 14 ore continuu. N-ați vrea să știți ce înseamnă să stai 14 ore sau 12 ore într-un utilaj, să continui, să mănânci dimineața și seara. De exemplu, băiatul de la Poiana, Alin, când ne-am dus cu domnul Simionescu la el, era ora 9:30, nu știu când eram, este domnul primar, n-am mâncat deloc de dimineață. Mă duc și mănânc și după aia mă duc înapoi, unde mai este treabă. Deci astea sunt câteva lucruri și vreau să trag un semnal de alarmă. Întotdeauna, când avem situații de genul ăsta, eu mi-aș dori foarte mult ca Bunul Dumnezeu să nu mai îngăduiască să se întâmple lucruri de genul ăsta, dar vedem că în ultima perioadă natura a devenit și ea altfel și ne întâlnim ca în Duminica Floriilor să avem zăpada care n-am avut-o, să spunem, în februarie, când ar fi fost normal, sau în ianuarie. Când avem situații de genul ăsta, oamenii să aibă încredere că administrația publică locală de la Deleni este tot timpul pregătită și va face față cu brio, așa cum a făcut față și până acum, acestor provocări. Suntem pregătiți ca și după topirea zăpezilor, primăria Comunei Deleni este pregătită. Avem peste 2500 de tone de produse balastiere pe stoc, care imediat ce timpul ne va permite, vom reface toate drumurile din Comuna de Le, acolo unde situația o va impune. Mulțumesc și o să rog pe colegul meu, pe domnul Simionescu Mirel, să vă prezinte numărul de ore pe care l-am folosit, cantitatea de motorină consumată, după care o să vă rog la diverse dacă dumneavoastră aveți alte lucruri de făcut. Ziua. Mulțumesc. Ziua. Domnul Rașcu, vă rog să așteptați că ședința nu-i gata. Vă invit după aia în ședință, da? Așteptați, vă rog. Așteptați, vă rog, pe hol, da? Este o ședință a Comitetului Situații de Urgență, nu este o treabă de bâlci. Așteptați și vă chemăm după aia. Domnul Simescu, vă rog. Luați loc acolo și așteptați, unde vreți dumneavoastră. Vă rog frumos, dacă vreți să nu vă dăm afară, așteptați cu asta basta. Urmărea avertizărilor cod portocaliu și roșu din data de 4, respectiva mobilizării la nivelul primăriei de data de 5 până pe data de 8, utilajele primăriei și utilajele care ne-au ajutat în dezepezire au consumat o cantitate de 1800 de litri. Menționez de litri motorină. Menționez că 3 dintre utilaje au fost ale primăriei, iar 5 din localități. Zona privată. Zona privată. 2 dintre utilaje au avut câte 2 șoferi. Au lucrat non-stop de pe data de 5 până pe data de 8. Această motorină am avut-o în stocul primăriei. Și mulțumim domnului primar că am avut tot timpul pe stoc. Da. Acum o să o rog pe doamna viceprimar să ne prezinte numărul de ore care a fost necesar. Ca pe aceste utilaje am avut așa, am avut utilaj, om, pe fiecare în parte, s-a ținut o evidență strictă și clară și a fost o coordonare, zic eu, nu bună, foarte bună, pentru că am reușit să ajungem unde am ajuns ca în Duminica Floriilor, oamenii care și-au dorit să poată să meargă la slujba de florii, au reușit să facă lucrul ăsta, inclusiv la Mănăstirea Lampă. Deci, pentru dezăpezirea comunei, în timp foarte util, aș spun eu, au fost necesare 259 de ore. Aici, intrând orele aferente utilajelor din dotarea primăriei pentru programul efectiv de lucru și orele aferente utilajelor din zona privată, precum și utilajelor noastre în afara orelor efective de lucru. Ce pot să spun eu este că s-a lucrat foarte bine. Așa cum a spus și domnul primar, situația a fost tot timpul coordonată și monitorizată pentru ca să nu umblăm de pe o stradă pe alta fără să știm unde și cum ajungem. Și vreau să mulțumesc locuitorilor comunii noastre care au avut răbdare și celor din zona privată și angajaților primăriei de Len care au înțeles gravitatea situației și au pus la dispoziție toată puterea lor de muncă fizică și cea cu mașinile. Ce aș vrea să mai spun este că aceste 259 de ore transformate în zile de lucru ar fi însemnat 32 de zile de lucru. Deci, vă dați seama cât volum de muncă a fost, începând de pe data de 6 aprilie până pe data de 8 aprilie când am finalizat această acțiune. Numai o chestiune foarte scurtă, 259 de ore,
ori 30 de lei pe oră, înseamnă 7.770 de lei. Scăzând impozitul pentru că ele vor fi impozitate pe 10%, înseamnă 6.900 de lei. Asta este suma pe care o plătim celor care, inclusiv salariații de la primărie, care au lucrat aici. Deci vă dați seama, cu o cheltuială minimă, reușim să facem un lucru extraordinar. Și toate treburile astea le facem doar cu utilajele și pe chiar cu utilajele din dotarea primăriei și cu sprijinul oamenilor de bine din comuna asta, care au înțeles că suntem într-o situație delicată și au fost alături de noi. Vă pot spune că domnul director Ciucan de la drumurile județene ne trimite un mesaj prin care ne mulțumește pentru modul exemplar în care ne-am implicat și spune în felul următor. În numele DGADP Iași, vă mulțumesc pentru implicare în activitatea de dezăpezire, coordonare și acțiunea dumneavoastră a fost una exemplară. Adică nu puteam atunci să așteptăm să vină cineva de la drumurile județene când dumnealor aveau utilajele blocate toate în trafic. Da? Am fost pregătiți așa cum suntem întotdeauna. Rugămintea mea este următoare. Ca din dumneavoastră, cei care faceți parte din Comitetul Situațiilor de Urgență, dacă doriți să adăugați ceva, ca să putem încheia ședința și să semnăm documentele. Cu permisiunea dumneavoastră, pentru a realiza adevărata amploare a acestui eveniment, țin să vă spun că în comuna de Leni figurăm cu peste 130 de kilometri de drumuri. Deci 130 de kilometri de drumuri dezăpeziți în 259 de ore, în 3 zile, 6, 7 și 8 aprilie. Acum, dacă îmi permiteți o glumiță așa, sper să nu mă întrebe cineva vreodată dacă am cântărit zăpada, că eu știu, există așa o practică la nivelul comunii de Leni, că trebuie să cântărim zăpada. N-am putut să cântărim zăpada, am cer scuze ca cetățenii să înțeleagă lucrul ăsta și nici pe viitor nu vom face lucrul ăsta, pentru că așa ceva este imposibil. Doamne director, doriți, ați avut probleme în perioada asta la școală? Noi eram miercuri seară când s-a dat codul roșu, eram aici la Cămin, aveam o acțiune organizată cu... Într-adevăr, activitatea instituțiilor de învățământ, pentru că este și domnul director de la Școala Păiana, în cursul zilei de miercuri, 5 aprilie, în urma unei adrese primite de la Inspectoratul Școlar, mi s-a solicitat să hotărâm dacă activitatea didactică se va desfășura în ziua de 6. Am convocat Consiliul de Administrație și am hotărât la nivelul Consiliului de Administrație ca activitatea didactică pentru ziua de joi, 6 aprilie, să fie suspendată. Cam mai târziu, într-adevăr, și la nivel județean s-a luat această măsură și activitatea didactică a fost suspendată pentru ziua de 6. Noi am hotărât acest lucru în urma analizei făcute la nivelul comunei, în nivelul Consiliului de Administrație, deoarece și în ziua de 5 aprilie au fost solicitări de învoiri. Copiii care locuiesc mai departe de școală, deși situația nu era atât de gravă, totuși nu au reușit să ajungă la școală. Au fost cazuri puține, izolate și atunci, știind că suntem cu cod portocaliu, am găsit această soluție și am spus decât să punem viața copiilor în pericol și am luat această hotărâre. Vom vedea când se va recupera activitatea didactică. Noi eram în săptămâna verde, în ultima zi a săptămânii verzi. La nivel de Consiliu de Administrație am hotărât ca activitățile aferente acestei zile să fie recuperate în prima sâmbătă din modulul 5. Și pentru că erau activități educaționale, nu cursuri din programa școlară. Exact. Ca să facem recuperare la sfârșitul programului, cam greu să organizăm activități extrașcolare la sfârșitul programului, de aceea am zis că o zi potrivită este o zi de sâmbătă, când putem să mergem copiii în drumeții sau alte activități de ecologizare pe care le avem noi deja propuse în planificarea săptămânii verzi. Mulțumim frumos! Doamna doctor, dacă dumneavoastră la nivelul activității de la dispensarul care este și centru de permanență exact, la nivelul comunii de Leni, ați avut nu au fost probleme. Cine a avut medicamente în casă, ce putem rezolva și prin telefon, nu știu, doză, dacă nu știu, sau altceva ce îi putem ajuta și telefonic, nu am avut. Da, mulțumesc. Domnul Voicu, la dumneavoastră nu ați avut probleme, nu ați avut sesizări din partea celor care
lucrează în sectorul zootehnic vis-a-vis chiar de anumite aspecte. Chiar în perioada asta nu a fost nicio urgență. Nu... Mulțumesc frumos. Părinte, dumneavoastră... Noi, la nivel de instituții, ne-am organizat așa, singur. Că oamenii în vârstă v-au contactat, adică au fost persoane care... Nu, v-am spus, eu am vorbit cu sute de oameni. Credeți-mă, o să cer listicul de la cei de la Orange, să vedeți, pentru că umblam cu încărcătorul la mine, că mi se descărca telefonul, că vorbeam din 5 în 5 minute cu cineva. Cineva avea o problemă reală. Domnule secretar, dacă lucrurile se întâlnesc, declarăm ședința închisă.